frumoasă o surpriză de suflet din ea astăzi spre o nouă omagiată a echipei noastre, surprize la tine acasă. Suntem în satul Măgurean, care e un ofăleș, și venim astăzi să-i aducem daruri frumoase și să-i spunem cu voce tare la mulți ani unei doamne, care se numește doamna Marie și face o frumoasă vârstă de 52 de ani. O vârstă frumoasă, o vârstă a celei de-a doilea tinereți, cum spunem noi. Și oamenii dragi, sufletului dumneiei, copiii, nepoții, ne cheamă aici cu daruri frumoase, ne cheamă aici spre dumneiei, ne cheamă aici să-i aducem zâmbet, voie bună, soare în sufletel și, desigur, emoții de suflet. Haideți că ne tragem uști. Cu povețe plânse în aframă, tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un plai. Căutăm o doamnă de 52 de ani, dar nu vedem niciuna aici. Văd toți frumoasă, tineri. Am curcat noi adresa. Doamna Maria, noi vă spunem bună ziua. Bună ziua. Suntem echipa surpriză la tine acasă și în pofida acestei perioade grele pentru fiecare, noi ne-am permis să batem în poartă dumneavoastră cu voie bună, cu zâmbet, să vă aducem căldură în suflet și să vă spunem cu drag la mulți ani, azi când dumneavoastră sunteți omagiată, azi când aveți oameni dragi deja lângă dumneavoastră, ce facem și noi om drag lângă dumneavoastră și sufletul dumneavoastră, dacă ne permiteți. Avem daruri frumoase pentru dumneavoastră din partea cuiva și trimiterea la fel este din partea cuiva drag dumneavoastră. Vreau din suflet să vă adresez o întrebare și sper din suflet dumneavoastră să-mi răspundeți corect. Cum credeți, cine ne trimite aici? Băietul. Copiii. A doilea răspuns mi-a plăcut mai mult. Copiii. Așa. Copii. Într-adevăr, este vorba de copiii dumneavoastră și aveți și două floricele. Așa, uitați-vă, ele sunt lângă bunica astăzi. Într-adevăr, copiii dumneavoastră. Într-adevăr, nepoțelele dumneavoastră. Astăzi se organizează frumos pentru cea mai scumpă, pentru cea mai dragă, pentru viața lor, care continuă să vă numească viață, pentru că dumneavoastră sunteți acea persoană care le-ați dăruit lor viața. Da. Și dumneavoastră rămâneți pentru ele, acea persoană pe care o să o numească toată viața, viața noastră, scumpă mamă. Avem daruri pregătite cu mare grijă, avem daruri pregătite cu mari emoții și desigur vedem deja lacrimi frumoase de emoții și bucurie. Vă transmitem cu mare drag acest dăpărt pentru dumneavoastră. Și le mulțumesc la copiii mei. Așa. Nu plângem, e zi frumoasă, da, soare, bine. Așa, uitați-vă, avem aici și acest coș plin de toate astăzi. Să împărțiți cu cei dragi, cu nepoțele, cu fetele dumneavoastră. Așa. Desigur, pentru mama nu poate să lipsească și o floare frumoasă, noi o supunem cumva aici, așa. Dar prin faptul că e o zi frumoasă, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru fetele dumneavoastră, ați menționat frumos din start că este vorba și despre un fiu. Și dacă am înțeles eu bine, băiatul nu este. Nu e. E plecat. Așa. Uitați-vă, într-adevăr, dumnealui este astăzi prezent în această surpriză frumoasă și este prezent acasă cu sufletul, cu inima și cu toate emoțiile pozitive astăzi pentru cea mai scumpă, pentru cea mai sfântă mamă. Împreună cu sora, vă urează astăzi și împreună cu nepoțelele la mulți ani. Să fiți sănătoasă, să aveți parte în viața asta doar de clipe frumoase, doar de lacrimi de fericire, doar de pași și alergări frumoase ale nepoților, ale nepoatelor, de-a bunul Dumnezeu să mai apară, să se mulțească familia, să vină în familia dumneavoastră zâmbete, voie bună, licări de copii și dumneavoastră să vă simțiți întotdeauna mândră de ce ați născut, mândră de ce ați dat în lumea mare, mândră de ce ați educat și mândră de faptul că are cine să vă deschidă astăzi poarta, are cine să vă deschidă ușa și are cine să vă facă surprize frumoase. Să fiți sănătoase, eu le mulțumesc și lor din suflet că mi-au oferit ocazia frumoasă de a veni la dumneavoastră, de a face cunoștință, de a găsi o doamnă tânără, frumoasă, cum am spus din start. Căutam ceva, dar am găsit mult mai frumos. Am găsit o doamnă elegantă, am găsit o doamnă frumoasă, am găsit o doamnă tânără. Sănătate și o zi frumoasă și desigur aveți ocazia să transmiteți și fiul dumneavoastră și fiica vă este alături. Îi mulțumesc foarte tare și mi-e tare, mi-e dor de dânsul. Vreau să-l văd sănătos și acasă să vii sănătos. Îi mulțumesc tare, suflet. Dar fiica chiar așa rog să vă dea un brățișare, vă felicite. Așa, deci dai lui bunicuța un pic. Așa, dai un pic lui bunicuța. Dă-l lui Bogdanița. Așa. De mărnuț. Asta e fericire. Da. Și bucurie. Încă o dată la mulți ani și o zi cum e frumoasă. Da. Mâna ta ne-a mângâiat,
vorba ta ne-a legănat. Am crescut cu alți copii, dă seama. Lângă pomul cel rotat, lângă spicul cel bogat, lângă pragul casei noastre, mama. Am fost buni și răi am fost, tu ne-ai căutat un rost, cu povețe plânse în framă. Tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un plai, și-am plecat cu el în lume, mama. Patru zări am colit.